Probabil vă întrebați unde suntem. Pentru că nu v-am zis încă, nu? Suntem în Bahia Trigana, într-o lagunită, într-o lagună, într-un sat numit Trigana. Ne aflăm undeva în nord-vestul Columbiei, la graniță cu Panama. Această graniță împarte, pe lângă Marea Caraibelor, împarte și o junglă destul de mare, jungla lui Darien. Și jungla asta, din câte am înțeles, e un loc pentru cei care vor să se ascundă sau cei care vor să traverseze ilegal, emigranți din diferite țări ale Sud-Americii și nu numai, emigranți care, în definitiv, cred că vor să ajungă spre Statele Unite. Ei, cum am ajuns aici? Aici nu se poate ajunge decât într-un singur fel, cu barca. Am sărit într-adevăr peste o parte a acestui șir de vloguri, și anume o săptămână în Medellin, în Mădălin, și sincer nu am filmat absolut nimic. Pentru că e un oraș, e mare și din perspectiva noastră nu se aliniază neapărat nici cu valorile și nici cu toată ideea asta expediției. În schimb, am petrecut o săptămână acolo pentru a ne regrupa, pentru, nu știu, a ne spăla haine, pentru a face anumite activități pe care nu puteam să le facem în altă parte. După o săptămână Medellin, am luat busul 8 ore pe timp de noapte și am ajuns în această zonă, unde am luat barca timp de o oră și jumătate pentru a ajunge aici, în Trigana. Iar aici vom petrece câteva zile. Apropo, sper că vă place gunoiul din spatele meu. Da, din păcate, oamenii stau foarte, foarte prost când vine vorba de coșuri de gunoi pe plajă. De fapt, n-am văzut niciunul, doar la restaurante sau baruri. E din păcate, o situație destul de nasoală. Partea bună este că aceste sătuce de pe plajă sunt foarte puțin locuite. Sunt foarte puțin locuite, iar turiștii care vin, cel puțin momentan aici, sunt și ei foarte puțini. Trece câteva zile aici și, bineînțeles, vă luăm cu noi să vă arătăm tot ceea ce experimentăm, cu bune, cu rele, cu plajă, cu mare și cu multă junglă. Așa că, fără nicio altă introducere, hai cu noi în Trigana!
În sfârșit mi-am găsit caie, nu știam unde i-am lăsat. Suntem la cazare, am cea mai proastă lumină, dar se lasă seara și dintr-o dată toate sunetele naturii posibile au început să-și facă de cap. Ascultați! O maimuță grohăitoare undeva în spate acolo și nu știu ce clopoței se aud în față. Dar eu momentan mă aflu suspendată într-un copac pe niște plase și da, e o experiență pe care nu mi-o închipuiam că o să am în junglă. Așa că să-mi spuneți ce părere aveți de acest concert natural. Poate fi mai fain și mai natural decât să mănânci mango din pomul de lângă mare. Să-l speli mare și să fie nu că delicios, la un nivel la care eu n-am mai mâncat mango nici măcar din magazin în halul ăsta. De bun e. Nu-mi dau seama
cam ce experiență, la ce nivel putem experimenta lucrurile. Dacă suntem un pic atenți și... Dacă își face roșii Oliver de mango. Prin metoda maimuța. Care e fruct, e copt să cadă. Și am mănâncă ea cu mango direct de la sursă, coapte, căzute pe jos, peste tot. Opa, deci plecăm la vânat. Ziua bună! Cea mai bună pentru că plouă la noi, pentru că aici a început sezonul ploios. Și fix astăzi ne-am decis să mergem să vizităm satul de alături, care este pe partea cealaltă a Bahiei, cred că a lagunei. Și vrem să mergem să vedem niște arbori giganți, zice pădurea giganților. Iar ploaia tocmai ce s-a pornit. Sper să rămână la nivelul ăsta, pentru că este foarte binevenită, fiind foarte cald. Și a doua
intemperie ar putea să fie faptul că ne putem pierde. Pentru că, ca de obicei, nu vrem să luăm un ghid, așa că vom încerca să găsim noi drumul spre această pădure specială și nu avem semnal la telefon, deci nu avem internet. Avem doar câteva puncte de reper pe care le-am aflat de la localnici, după care va trebui să le uităm și să sperăm că ajungem unde trebuie până la finalul acestui video. Două din cele trei indicii pe care trebuia să le luăm în considerare au fost cecuite. Am trecut prin orășelul San Francisco sau San Pacho, cum îi zic locuitorii, și doi, cred că tocmai am identificat intrarea în El Rio Ciego, râul orb, care mai are exact 10 metri până se întâlnește cu plaja și cumva trebuie să mergem în susul râului pentru a identifica această pădure cu giganți. Fiecare dată când mă duc pe câte un drumeac de ăsta, singura mea grijă este, aveți grijă la autostrada de furnici. E plin de autostrăzi de furnici, cu multă, multă treabă, lungi îndragi autostrăzile astea, furnici roșii, care sunt sigură că pișcă, dar nu ai ideea. Ideea e că dacă le deranjezi, dacă calci pe șirul ăsta de furnici, le-ai distrus toată operațiunea de trafic de frunze. El Rio Ciego. Sper că nu sunt lipitori.
și alte chestii. Ce? Alte lucruri exotice de râu. Ulala. Copac de ăsta, numai cât mai focălesc numai din ancorele alea. Așa-i? Numai la foc ne gândim. Hai că ar fi. Toate indicațiile și tot respectat. Tot ne-am pierdut și am ajuns înapoi la mare. Nu știu exact ce s-a întâmplat. Efectiv, am dat o tură, am trecut râu degeaba și am ajuns înapoi la mare, de unde am pornit. E aici triunghiul Bermudelor și nu știu eu. Mai încercăm o dată. Mai că de data asta cred că am nimerit un pic mai bine drumul. Chiar mergem pe lângă râu și intrăm în junglă mai tare. Foarte complicat să-ți dai seama cam pe unde să treci râu, pentru că e râu, am trecut deja de 7 ori. Iar localnicii ne ziceau să treci râul, să-l lași de pe partea ta stângă, pe partea dreaptă. Deja l-am încrucișat de atâtea ori că nici nu mai știu pe unde trebuie să mergem. Am întrebat localnicii, care nu erau exact siguri dacă am luat-o bine sau nu, deși treceam prin fața caselor, dar un băiat ne-a zis că mai treceți râu încă de vreo 4 ori și după aia vă întâlniți cu un drum cu niște piatră și a trebuit să dați de intrare. Nu era sigur. Noi nu suntem nici atât de siguri, așa că continuăm. Nu cred nici acolo, dar trebuie să trecem. Și am ajuns la drumul de piatră. Și de aici ar părea să fie intrare. Acum să vedem și unde ajungem. Șanse foarte mari să ne pierdem. Șanse mai mici să și găsim ce am venit să căutăm. Primul semn cu bosque de los gigantes și chiar sper să fie aproape pentru că trebuie să începem să ne întoarcem înainte de lăsarea nopții.
în junglă. Până acum am identificat lejer vreo 9 arbori de ăștia giganți și sunt sigură că ar fi mult mai mulți, pentru că această pădure sau rezervație este imensă. Știam că trebuia să intrăm pe la antenă, noi ne-am intrat prin poarta din partea cealaltă și distanța dintre cele două este foarte mare, mai ales așa din privire, de pe coamă pe coamă, pare destul de largă distanța, dar aici în junglă e tot un suiș, un coborâș și am decis, datorită faptului că am reușit să ne pierdem până acum, am decis să ne întoarcem. Să mergem la sigur, chiar dacă drumul înapoi va dura poate mai bine de o oră, dar ca să parcurgem toată distanța din pădure până la poarta cealaltă, pe care nici nu o cunoaștem, ar fi durat tot așa minim o oră și ceva, plus luăm în calcul necunoscutele și pe scurt ne-am fi trezit ori blocați în junglă, ori blocați pe plajă undeva în drum spre casă. Rămas fără spațiu de memorie pe telefon, dar am revenit de la cazare cu bine, pentru că ne-am întors în timp util, deși, sincer, am crezut că o să ne petrecem noaptea în junglă. Tot în regulă. Bem aici o bere Azuga, da, au Azuga în Columbia, în junglă, nu știu de ce vă mirați. Și cam asta e sfârșitul episodului de astăzi, pentru că, evident, totul e bine când se termină cu bine. A fost o experiență foarte, foarte mișto. O vom repeta cândva într-o altă viață. Dar, momentan, suntem fericiți că am reușit să vedem o parte din copacii giganți. Ne-am întors înapoi, n-am făcut tot traseul, dar măcar am fost acolo, i-am văzut. Așa că vă mulțumim, vă mulțumim încă o dată că ați fost alături de noi și până data viitoare, să fiți cu mine!